Sala de sport a școlii Vasile Alexandrii din Roman și-a schimbat înfățișarea cu ajutorul copiilor talentați din unitatea de învățământ. Îndrumați de Cornel Varniote, specialist în design și decorațiuni, elevii au împodobit pereții sălii de sport cu desene 3D. Împreună cu doamna directoare, care o doamnă extraordinar de drăguță, care a răspuns la apelul meu că hai să facem ceva deosebit pe țară, am zis să începem un proiect legat de 3D, tridimensional. Copiii exact ce se poartă acum, exact ce le place lor și nu credeam că o să-mi dea liber, hai să facem chiar chestiile astea. Și face, da, poftim, cine nu te lasă? Și atunci zic că hai să facem toți pereții de jur împrejur să fie singura sală de sport din țară. Deci sunt niște desene care în alte părți ei se pozează, arată un pic iluzia optică că iese din perete. Când va fi gata sala, vor avea și chiar și alea cu iluzie optică, cum sunt alea cu alb negru, legat și de sport, mascote, tot ceea ce ne place la generația aceasta de copii. Cât timp vă luați să faceți toate acestea? Deci asta împreună cu ei făceam. Ei mă ajutau un pic la fundaluri, la decorul, la asta se putea și mai repede, dar fiind orele de sport, după aia antrenamente, făceam câte 2-3 ore pe zi, asta 2 săptămâni. Este foarte frumoasă și ne atrage mai mult. Și ai colaborat și tu, te-ai implicat în acest proiect? Nu, în acest proiect nu. Da, este foarte bună, ne atrage și ne face să ne placă mai mult. Meritul este al domnului Cornel Varniote, care solicitat în perioada de început, când la 180 de ani de aniversare a școlii noastre, pentru a ne inscripționa cartea de pe peretele școlii, s-a oferit și a venit cu această idee că ar putea să mai facă și altceva. Nu ne-a surus ideea, discutăm și cu colega profesoară pe educație plastică, cu colegii din școală, cu administratorul, bineînțeles, în primul rând, conducerea școlii, cu colega director adjunct. Ne s-a părut că este o idee bună și că ar fi altceva pentru școala noastră. Cornel Varniote se bucură de faptul că inițiativa lui a avut succes și speră, ca și celelalte unități de învățământ din municipiu, să urmeze exemplul școlii Vasile Alexandrii.